Toți cei care și-au luat jurămintele de călugăr sau călugăriță în tradiția budistă sunt un obiect de refugiu și respect. Definiția Sangha convențională este orice grup de 4 călugări de plini care își păstrează jurămintele pur, dar care încă nu au realizat Dharma absolută. Ei ne inspiră și ne călăuzesc pe toată calea spre iluminare, așa că dacă ne-am refugiat, este responsabilitatea noastră să-i respectăm. Dacă suntem apropiați de budismul tibetan și am primit învățături de la înalți lama tibetani, ar putea fi ușor să ne generăm un mare respect față de acești lama, dar regula ei se aplică întregii sangha. Toți călugării și călugărițele din tradiția tibetană și toate celelalte sangha, Mahayana și Hinayana. O atitudine de critică față de sangha, în care un membru este văzut ca fiind mai important sau mai demn de sprijin decât altul, este foarte periculoasă. Indiferent cine este persoana sau din ce ramură budismului face parte, trebuie să-i arătăm respect. Trebuie să-l vedem pe fiecare care poartă robă ca pe cineva care ne ajută și care are puterea de a ne călăuzi să ieșim din toată suferința samsarei. Dacă gândim în acest fel, respectul va apărea automat, iar beneficiile de a avea acest respect vor urma în mod firesc. Nu numai că ar trebui să respectăm pe oricine care poartă robă, ci ar trebui să respectăm și roba în sine, ca simbol al diamantului sangha. Dacă vedem robe pe podea, ar trebui să le ocolim sau, dacă acest lucru nu este posibil, să le punem respectuos deoparte. Dacă robele sunt pe jos, poate că au căzut accidental de pe frânghie, trebuie să le ridicăm și să le punem într-un loc curat, gândindu-ne că cei care poartă aceste robe au calitățile la care doar putem aspira.